Alexei Navalny, cel mai vocal adversar politic al lui Putin, a fost împiedicat să plece din Rusia pentru a se duce la CEDO. Anunțul a fost făcut chiar de către opozantul rus, care a fost blocat la frontieră și împiedicat să părăsească Rusia pentru a se duce la Strasburg, unde Curtea Europeană a Drepturilor Omului urmează să se pronunțe asupra mai multor plângeri împotriva statului rus. Grănicerii mi-au spus că am interdicția de a părăsi Rusia. Există o scrisoare în care se arată că mi este interzisă ieșirea de pe teritoriul rus, dar care nu există explică de ce, a anunțat Navalny într-un mesaj postat pe Twitter. Activistul anticorupție în vârstă de 42 de ani, un avocat de profesie, a fost arestat în multe rânduri de poliție în ultimii ani, în marja unor manifestații organizate contra puterii și în majoritatea lor interzise de autorități. În luna martie curent, în urma unei condamnări judiciare pe care o denunță drept politică, acesta a fost declarat neeligibil în alegerile prezidențiale.